Senatorul PSD Nicușor Cionoiu a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul formațiunii politice că majoritatea cetățenilor care solicită audiență la biroul senatorial semnalează probleme în ceea ce privește alimentarea cu energie electrică. Senatorul spune că a încercat să ia legătura cu reprezentanții furnizorului de energie electrică apelând personal numărul de telefon trecut pe factură, însă a durat foarte mult timp până convorbirea a fost preluată de un operator. În perioada următoare, Nicușor Cionoiu spune că va încerca să stea de vorbă cu reprezentanții societății pentru a găsi o rezolvare la problemele semnalate. Vreau să vă spun că aproape jumătate din oamenii care au venit în audiență au mari probleme cu ENR-ul. Probleme legate de întrerupere de pornire telefonii, probleme legate de, în primul rând, de aparatele de uz casnic, probleme legate de comunicare. Aș vrea să vă supun atenție doar un singur cuvânt, respectul. Respectul pe care trebuie să-l acorde această instituție unor oameni care plătesc zi de zi facturile, acest oameni care trebuie să se bucure înainte de scumpirea prețului, că văd că acest teren scumpește prețul, scumpește, scumpește. Dar care este responsabilitatea și unde ne găsim chichița aia din prețul respectiv care reprezintă investiția? Nu avem absolut nimic. De-aia satul românesc în momentul ăsta când ninge, când bate vântul, rămâne 100 de ani, 100 de zile, 5 zile, 10 zile, în umbră, datorită faptului că ENR-ul nu face investiții. Care este responsabilitatea acestei instituții? Eu am venit în fața dumneavoastră acum să vă iau ca partener, să mă ajutați în acest moment să putem să ajutăm acești oameni care în momentul acesta sunt vulnerabili. Am verificat, culmea este că am verificat și eu. Pe acel număr de telefon care ți se dă pe factură, pe o factură în care, uitați-vă și dumneavoastră cum arată, o factură de 70.000 de lei, o factură în care un om simplu nu poate să înțeleagă nimic. Am sunat pe 021-9977 și culmea este că dacă într-adevăr ai timp sau ești la pește, este ok. Pentru că poți să stai o jumătate de zi, să-ți răspundă cineva ambigu și nu rezolvi nimic. Toate aceste lucruri nu se rezolvă cu mijloace automate în care nepăsarea este crasă. Am mers mai departe și am verificat. Avem un director pe zona Călăraș-Slobozia, domnul Vasile Dumitru Adrian, care vine la Călăraș exact cum circula rata pe vremea comunismului. În doi în doi. Nu se poate așa ceva. Plătim aceste facturi. Se scumpesc aceste facturi. Ne le însușim. Dar totuși, noi, oamenii, pentru ce plătim? Toți dintre noi avem dreptul la o justificare. Care este justificarea ENR-ului? Ce se întâmplă dacă cineva ți întrerupe? Avem, au perfectă dreptate, sunt defecțiuni majore, de acord. Dar nu vedeți că se joacă cineva cu curentul? Nu vedeți că nimeni nu vrea să facă investiții în acest oraș? Nu vedeți că suntem sortiți ca cel de la Slobozia să vină de o dată pe săptămână la Călăraș și să stea în birou? E foarte greu ca unul dintre noi încercați să intrați la acest director. Să vedeți cât de greu intrați. Pentru ce? Avem o societate în care, cum să vă spun, toți antreprenorii sunt supuși controlelor. Acest ENR nu este supus la nimic. Totul este, cum să vă spun, la libertatea fiecărui șef și șefuț și așa mai departe. Nu se poate așa ceva. Oamenii aceștia nu trebuie să beneficieze doar de scumpiri de prețuri. În componenta aceea în care regăsim investiția, unde este prosperitatea, modernismul pe care ar trebui să apară? Când va apare la noi în țară? Că acest ENR italian se va retrage peste 2 ani de zile și rămâne cu o societate vlăguită. Pentru că nu s-a făcut absolut nimic și nu se face. Unde este dialogul între... Pentru că noi suntem oameni care dialogăm cu oameni. Unde este dialogul acestui ENR cu un cetățean de rând? De ce? Și pentru ce toată lumea vorbește la modul în care superior, în care un cetățean care își plătește corect facturile, este tratat cu totul și cu totul ambigu. Încercați, vă rog, și v-am spus, vreau să fiți aliații noștri, aliații cetățenilor, în care și eu am verificat acest număr de telefon, să vedeți cât de rapid sau cât de greu îi funcționează. Aș vrea să vă spun că această chestie pe care vă expun dumneavoastră nu va rămâne așa. Toți oamenii care vor fi nemulțumiți vor face obiectul unei discuții personale a mea cu dânsii. Vom întopi o listă și această listă va fi supusă mai departe, chiar dacă trebuie să facem interpelare parlamentară. Chiar dacă acești oameni trebuie să cunoască pentru ceea ce plătesc fiecare. Ceea ce plătește fiecare trebuie să știe. Nu trebuie să fie supărat ENR-ul pentru chestia că cineva întreabă sau cineva trebuie să răspundă. Că ai dat o tensiune mult mai mare decât trebuie. Lucrurile astea se văd foarte bine, de specialitate. Se cunosc foarte bine. Dar
Ei nu recunosc. Și atunci ce facem? Ne ducem la un director, directorul, mă scuzați, la Slobozia, ne întoarcem înapoi, sunăm la numărul acesta de telefon și ne-am pierdut ziua. Dar trebuie să plătim factura. V-am expus acest punct de vedere datorită faptului că foarte mulți oameni destul de amărâți se chinuie să plătească aceste facturi, foarte mulți oameni destul de amărâți se chinuie să plătească și diferența de preț vis-a-vis de scumpire. Nu vorbim de stabilirea furnizorului, pentru că e greu un om de rând de la țară să știe să stabilească furnizorul. Mai ales că ei nu știu ce înseamnă pentru consultanță. Ei ar trebui în fiecare localitate să aibă un reprezentant care să spună, uite domnule, vrei să te scrii, vrei să faci. Dar nu, totul se face forțat, o să-i treacă un cândva cu o listă și o să-i omoare ca preț. Și atunci oamenii aceia pentru ce se muncesc? Într-un sat în care, în momentul ăsta, totul îmbătrânește. Noi vrem să aducem infrastructură sau ce mapă. Ce le facem? Le luăm banii pe curent acum pe un serviciu care, practic, în mare parte, nu este corect? Aș vrea, din punctul ăsta de vedere, să încercați, să vă verificați și să monitorizați și dumneavoastră ceea ce am spus și eu. Și o să vedeți că, într-adevăr, toți cetățenii au nevoie de un lucru pragmatic, drept și corect. Deci, acest lucru se numește prețul. Prețul trebuie să reprezinte serviciul. Serviciul înseamnă respect. Respectul omului care plătește, iar salariul acela mare sau foarte mare al oamenilor de la Enel trebuie să fie îndreptățit.